Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. 26.000 de locuri de parcare în sectorul 2, iar 5.400 de locuitori dețin fiecare câte un loc de parcare, deși nu au mașină. Tare. Ce zici de asta? Măi, ce haos e la tine în sector. Da. 5.400. Practic, cât ar veni? Un sfert? 20%? Nu știu, mult. Cum s-a aflat? Asta este foarte tare. În urma sincronizării bazei de date a direcției și de taxe și impozite cu cea a administrației domeniului public. Băi, incredibil ce chestii extraordinare se pot face în zilele noastre. Adică, practic, să comunice instituțiile statului între ele. Nu ne-am fi imaginat că așa ceva ar fi posibil. Dar iată, după ce am așteptat sute de ani, am stat în felul nostru medieval de conducere a statului, acum, în sfârșit, administrația domeniului public a vorbit cu direcția taxe și impozite și au descoperit asta. 5.400 de locuitori din sectorul 2 au loc de parcare, deși nu au mașină. Eu știu, bănuiesc că au conectat două imprimante de la matriciale. Două calculatoare. 2286, da. Unul cu altul. Măi, nenică. Bun. Și s-au apucat să investigheze ce se întâmplă. Lucrurile au avansat. Iată ce spune primarul sectorului 2, domnul Radu Mihaiu. Așa îl cheamă, nu? Bănuiesc că da, nu prea. Serios. Da. Regulamentul permite să ocupi un loc de parcare în cazul în care există un contract de comodat. Adică nu ai tu mașina ta proprie și personală, ci este încomodat de la firmă, de unde o fie. Dar avem 2800 de cazuri. Asta ne lasă cu 2600 de persoane care nu au nici contract de comodat și nici mașină registrată în evidențele taxe și impozite sector 2. Și am înțeles că trebuie ca și, sper că spun bine, comodatorul, adică cel care îți comodează mașina. Comodantul și comodatorul. Așa. Da? Dar ăla trebuie să fie domiciliat tot în sectorul 2. Că am eu un vecin care are un necaz, el umblă cu mașina lui soclăsul și a vrut să-și depună cerere de asta pentru loc de parcare. Da. Asta că soclăsul e domiciliat în sectorul 6 și chiar dacă îi dă, îi face contract de comodat pe mașină, înțeleg că nu e, trebuie să fie și socru în sectorul 2. Adică, practic, sectorul 2 e un fel de... Da. Dar în cazul, închisă, nu? În cazul vecinului tău, nu i-au dat loc de parcare. Întrebarea e, cum s-au dat 2600 asta e nouă, tati. De locuri de parcare fără niciun fel de contract de nimic? Păi a fost debandat ani de zile, Vlad, că era aia cu 50 de lei pe an sau cât costa locul de parcare și pur și simplu te duci, îl plăteai, nu interesa al cui e, ce faci cu el, tu îl plăteai, era al tău, papa. În acest moment, la primăria sectorului 2, pentru locurile de parcare, sunt 8.000 de cereri în așteptare. Eu sunt locul 2 la mine, ca să știți. Serios? Da. Că locul... poți să îți verifici statusul. Și ești locul 2 în așteptare la tine pe stradă sau unde? Ceva, dar am depus în 2017. Deci cam în 8 ani, așa o să ai și tu loc de parcare. Și dacă verifici statusul cererii tale, scrie că sunt numărul 2 în așteptare. În zona mea. Cred că i-a pus pe toți numărul 2 în așteptare. Da, exact. Deci, dacă eu... numărul 2, zic că te simți un pic bine, adică nu ești chiar fraier. Nu ești, dar de cât ești acolo? Dar nu te spune. În vârf. Deci de cât timp ești pe locul 2? Din 2017. Din 2017. 2017. Nu l-am început, nu. Avansat sau ceva. În 2017, când m-am dus și am făcut cerere, nu era cu locul. Am primit doar o... Deci, atunci, o bucățică de hârtie, nu zic măcar țidulă, un drept un mic de hârtie cu un număr pe el. Dacă mai e cineva locul 2, un sectorul 2, la așteptare locul. Pe vremea aia nu exista nimic informat, adică puteai să te duci din când în când la ADP cu bilețelul și să le rogi pe doamnele de la registratură să spună cam cum mai stai, înțelegi? Și spuneau, du-te acasă e că pe locul 2 în zona, bine. În zona lui, nu în tot sectorul, acum nu-ți imagina că e în tot sectorul. Nu, în zona mea, da. Dar și acum e totul informatizat, e totul, se încarcă. Dacă vrei să faci cerere, încarci datele frumos pe site. Nu, lasă vrăjeală, explicăm ce înseamnă zona ta, e la tine pe stradă, în fața blocului, cartierul. Nu, care... sunt vreo două sau trei parcări din prejurul blocului, deci în proximitate. În proximitate. Dar nu e fix în fața, eu de exemplu n-am niciun loc în fața blocului, am în spate două, trei, dar mai sunt la niște blocuri vecine. Aha. Și tu ce și speranță te bagă ai? Și acolo în cam ce speranță ai? Păi n-am nicio speranță. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.